chiar în acest moment au loc descinderi la DIICOT, ale DIICOT în casa primăriței din comuna Pojejena din Caraș-Severin. Soțul acesteia, cunoscut în zonă drept Prințul Clisurii și el fost primar al comunei, este acuzat că a racolat o adolescentă de 14 ani cu handicap mental, pe care a dus-o la cabana lui de vânătoare, unde minora a întreținut relații sexuale cu angajații fostului edil. Calvarul copilei ar fi durat 6 luni. Cum s-a aflat totul, ne spune chiar acum colegul nostru Dragoș Boța, jurnalist Antena 3 CNN. Bună dimineața, Dragoș, te ascultăm. Bună dimineața. Totul a plecat atunci când în septembrie anul trecut, când sora acestei fete a reclamat la poliție că a dispărut, a fost găsită în primă fază la Urd, așa îi se spune, cabanei de vânătoare a lui Omer Radovancovici, undeva în pădure, în comuna Berzeasca. După ce a fost găsită, fata a declarat că a întreținut relații sexuale cu unul dintre angajați, însă atunci când protecția copilului a intrat pe fir și a încercat să o ducă în plasament de urgență, fata a fost de negăsit. De altfel, ancheta DIICOT a început plecând de la acest moment și s-a stabilit că minora a reușit să scape de-abia după 6 luni, a fost tot acolo dusă și a întreținut relații sexuale, ba mai mult, atât poliția din zonă nu a făcut nimic, iar primăria din Pojejena a făcut o anchetă socială în care susținea că familia nu știe absolut nimic de fată, chiar cei din familie au fost cei care au reclamat. Acum procurorii DIICOT Caraș-Severin încearcă să vadă ce s-a întâmplat cu fata în aceste luni cât a stat acolo în pustietate alături de angajații lui Omer Radovancovici, iar în acest moment 5 persoane urmează să fie duse pentru audieri la sediul DIICOT Caraș-Severin. Vă reamintesc că Omer Radovancovici a fost arestat la începutul lunii octombrie pentru alte acuzații de trafic de minori, corupție sexuală, nerespectarea regimului armelor și muniților, dar a fost pus în libertate de Curtea de Apel Timișoara fără niciun fel de interdicție. Acum urmează din nou să ajungă cel mai probabil în fața magistraților cu o nouă propunere de arestare preventivă. Dragoș, mulțumim foarte